Mulțumesc, Denisa. Este un curaj să publici o asemenea carte. În un interviu pe care l-am dat de curând, de vreo 2 ani la radio, am fost întrebată care este cartea mare, romanul important pe care nu l-am citit. Marius Chivu mi-a luat acest interviu și m-a întrebat ce roman mare nu am citit. În clipa aceea nu mi-a venit în minte, ar fi trebuit să spun Muzil, omul fără însușiri, pentru că îl începusem în facultate și nu-l pusesem la capăt. Acum vreau să vă spun că aceasta este o carte de care oamenii se tem oarecum fără motiv și o să vă dau câteva, o să încerc să, adică mi-am sintetizat câteva motive pentru care această carte merită citită. Înainte de asta, foarte scurt, subiectul cărții. Subiectul cărții este următorul. Un grup de fideli ai lui Franz Josef hotăresc în 1913 să organizeze o ceremonie de festivități numită Acțiunea Paralelă, programată pentru 1918, pentru că se împlineau și în 1918 s-ar fi împlinit 70 de ani de la urcarea pe tron a lui Franz Josef. Și se numea Acțiunea Paralelă pentru că și nemții sărbătoreau doar 30 de ani de la urcarea pe tron a lui Wilhelm al II-lea. Acesta ar fi în linii mari subiectul. Acum, de ce cred că trebuie citit acest roman de care, cum spun, multă lume se teme? Am să vă spun 9 motive serioase și 3 neserioase. Cele serioase sunt următoarele. Pentru că este unul din cele 3 mari romane care schimbă fața literaturii secolului 20, alături de Ulise a lui Joyce și Încăutarea timpului pierdut a lui Proust. Cititul acestei cărți presupune timp și Muzil mi-a luat mie câteva luni să-l citesc, însă, atenție, volumul e dotat cu un semn de carte nedetașabil pe care îl puteți folosi cu folos, cu bine. Lectura cere intensitate și încordare, dar răsplata este pe măsura efortului. De asemenea, lecturi totale merită făcute, a demonstrat Mircea Mihăieș pentru romanul lui Joyce și așteptăm pe cel care va demonstra pentru romanul lui Muzil același lucru. Al doilea motiv, pentru că face parte alături de Kafka, Brock, Gondorovic, din ceea ce Milan Kundera numește pleiada marilor romancieri ai Europei Centrale. Al treilea motiv. L-am citit pentru că arată o altă față a epocii frumoase, aflate pe sfârșite, înainte de Marele Război. Nu e o față urâtă sau rea, pentru că Muzil nu e un scriitor simplist care să vadă lucrurile în alb și negru și nici un satiric răutăcios, ci e vorba de o față stupidă, ciudată, străină și care anunță altă lume sau poate recunoaște o componentă care intră în orice lume. Personal am interpretat Tacania ca un Kaiserul Königlich, Cezaro Crăiesc, am interpretat-o și ca pe o Brave New World, ca pe o lume înspăimântătoare care se pregătește și pe care cred că o presimte unde. 4. Omul fără însușiri captivează prin actualitatea lui uimitoare. Veți fi sensibil, cred, la această temă a actualității. Și vă dau câteva exemple. Sărbătoririle, tocmai avem parte de una. Senzaționalismul presei, vă recomand capitolul 77 cu Platon, cum ar fi ca Platon să învie și să intre într-o redacție de revistă. Vă asigur că merită să deschideți direct la capitolul 77. Birocrația, prostia, justiția, e nevoie acolo să se facă dreptate dreptății. Ideea de bestseller, inflația, și inflația de, nu inflația, orice inflație, inflația de asociații și uniuni,
al căror număr în creștere intrigă pe Ulrich. Ulrich este personajul principal al romanului. Motivul al cincilea, unul din cele mai puternice. Mi-a plăcut îndeoseb pentru că cele 1020 de pagini, cum spunea Denisa, sunt poleite cu o peliculă fină de ironie, care transformă lectura în deliciu. Probabil că la niciun alt roman greu, zâmbetul cititorului nu e atât de mult prezent. De aceea este o plăcere să-l recitești, deschizându-l oriunde, cum face Kundera. Kundera mărturisește că îl ia și îl citește de oriunde. 6. Este un roman surprinzător prin felul în care gândește naratorul și alături de el personajul său Ulrich, în perspectiva căruia se relatează totul. Felul în care acesta învârte gândurile are ceva ludic, provocator, tonic și chiar histrionic. 7. M-au surprins din calea afară, și asta a fost o bucurie permanentă, comparațiile și metaforele lui Muzil, care nu sunt niciodată gratuite, ci cerute de transformarea în vizibil și perceptibil a ideii oricât de abstracte. De pildă, vorbim de două, vă dau un singur exemplu din miile care se pot da. Vorbim de două persoane ce aparțin clasei privilegiate, spune că asta nu era evident numai din monogramele brodate pe lenjeria lor fină, cum era obiceiul în epocă, și pe ceașafuri, pe totul se broda monograma, și dintr-o atitudine interioară care arăta că au inițialele brodate pe lenjeria fină a conștiinței lor. Ce formulare! Asta e chiar la început. Veți găsi încă o dată mii de asemenea formulări. De asemenea, m-a surprins imaginea unui Dumnezeu. El spune că pe Dumnezeu îl închipuim totdeauna cu barbă, patriarhal, așa cum l-au prezentat primii pictori, și niciodată nu ni l-am închipuit în frac și cu mustață. 8. Cei mai mulți oameni sunt în relația fundamentală cu ei înșiși niște povestitori, spune Muzil. Totuși, povestea lui Muzil e domoală, poetică repede stinsă, ca sclipirile de o clipă ale valului, dar compensatoriu este faptul că apele romanului te fură, te fac să te cufunzi în meditație, în atmosferă, îți propun personaje și scene memorabile. Și ultimul motiv serios este minunata traducerea lui Mircea Ivănescu. Sună extraordinar. Era nevoie de un poet aici, iar poezia gândurilor i-a legat pe autor și pe traducător într-o proză care îți îmbogățește viața. Cele trei foarte scurte motive neserioase pentru care merită citit romanul: tatălui Robert Muzil, Alfred Egler von, fusese înnobilat în 1917, era născut la Timișoara. Poate veți fi surprins să aflați că era născut la Timișoara. 2. La un moment dat, în carte, apare pomenit nici mai mult, nici mai puțin decât numele de Brăila. Și, în fine, al treilea motiv, să zicem mai puțin serios, pentru care merită citită cartea, pentru că este reconfortant să nu mai citezi sintagma omul fără însușiri sau numele de cacania, fără a ști exact despre ce e vorba, cum fac aproape toți cei care citează acest lucru. Vă mulțumesc!